Acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului, să fie toată slava, toată cinstea și toată gloria în vecii vecilor. Amin. Era în anul 1994, aveam 10 ani, m-am îmbolnăvit de vărsat de vânt și am stat acasă, de la școală, am stat toată ziua într-un pat și am pus mâna pe Biblie. Prima dată, când am început să citesc, am luat-o și eu frumos, ca de la început, de la capăt, din cartea Geneza. Am început să citesc susținut cuvântul lui Dumnezeu. Am citit toată ziua, am citit toată săptămâna, am citit cartea Geneza, am început cartea Exodul, am ajuns pe la capăt mi-a plăcut, m-a frapat tot timpul istoria. Mi-a plăcut cum apar în succesiune atâtea întâmplări concentrate într-o singură carte și m-am potmolit undeva pe la partea a doua a cărții Exodul. Am lăsat-o deoparte, m-am dus mai târziu în Biblia ilustrată pentru copii în cartea Matei și am început să citesc despre jertfa lui Dumnezeu. În mintea mea de copil de clasa a patra se năștea întrebarea când a fost mai ușor ca să trăiești o pocăință și să fii pe placul lui Dumnezeu, înainte de Domnul Iisus Hristos sau după Domnul Iisus Hristos. Am dat de Matei capitolul 5, cuvântarea de pe munte, capitolul 6, capitolul 7, unde spune că ați auzit în legea veche că s-a spus celor din vechime să nu cu tare sau cu tare lucru, dar eu vă spun, în mintea mea, în momentul acela s-a format ideea că era mai simplu de a spus minciuni, de a spus lucruri rele, de a-i făcut prostii, să vii cu un mieluț, să vii cu un porumbel, să-l aduci la preot, preotul își făcea mai departe treaba și tu stăteai în fața lui, erai stropit cu sângele animalului, animalul murea și tu trăiai. În Noul Testament m-am gândit că e mai greu. Ești un ucigaș dacă îl urăști pe fratele tău? Caz sub pedeapsa a judecății dacă îi spui fratelui tău prostule, nebunule? Cumva mi s-a părut că Domnul Isus ridică ștacheta, și într-adevăr, Domnul Isus ridică ștacheta. Am zis eu atunci, poate că era mai ușor pe vreme vechi testamental. Și cred că întrebarea aceasta se ridică în inima multora dintre noi. Când a fost mai ușor, atunci sau acum? Când a fost mai greu, atunci sau acum? Pentru că ne spune Cuvântul lui Dumnezeu că. Dumnezeu a instituit sistemul jertfelor ca o soluție temporară la păcatul omului. Deschid Sfânta Scriptură în Cartea Evrei, capitolul 9 cu versetul 9 ne spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum, vremurile de acum, respectiv când a fost scrisă Cartea Evrei. Când se aduc daruri și jertfe, se subînțelege înainte de anul 70, când încă templul mai era în funcțiune, care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Îmi spune mie versetul acesta că fiecare om dintre noi are un cuget, are un paznic lăsat de Dumnezeu prin creație, care îl îndeamnă sau la bine sau la rău. Indiferent că l-a cunoscut pe Dumnezeu sau nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, paznicul lăsat de Dumnezeu în viața fiecăruia și în inima fiecărui om, îl îndeamnă și îi spune ce să facă și dacă face lucru bun, ce, ce, dacă ceea ce face lucru bun sau e lucru rău. Spunea Pavel la un moment dat, oameni buni, Cartea Corinteni, nu vă învață chiar și firia, în sensul cugetul vostru, normalitatea că e rușine pentru bărbat să poarte un părul lung, spunea el în Cartea Corinteni. Îmi dau seama din versetul acesta, se aduc daruri și jertfe, dar aceste lucruri nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Sunt doar porunci, până la o vreme de îndreptare, ne spune versetul 10 din partea a doua. Dar Hristos a venit ca mare preot, a bunului viitoare, a trecut pe aici, a intrat în cortul preasfânt cu sângele său. Și ne spune mai departe autorul epistolei, dacă sângele unui țap, a unui berbece, aducea curățirea cu atât mai mult sângele Domnului nostru Isus Hristos. Așadar, Dumnezeu a instituit, păcatul a instituit sistemul jertfelor ca soluție la păcat, ca o soluție temporară, până avea să vină adevărata jertfă. Jertfa din Vechiul Testament ne spune Psalmul 32 cu versetul 1, ferice de cel cu fără de legea iertată, ne spune David, și de cel cu păcatul acoperit. Jertfa din Vechiul Testament acoperea păcatul, dar omul nu ajungea la desăvârșirea cerută de cugetul său. Și atunci îmi dau seama ce-a gândit Dumnezeu din paginile Sfintelor Scripturi și de ce Dumnezeu a făcut lucrul acesta? Oare sânge cerea Dumnezeu sau doar sânge cerea Dumnezeu sau era și altceva la mijloc? Hai să facem un exercițiu, surori dragi, să presupunem, să presupunem, nu la noi, la alții, dar să presupunem că ar veni soțul, ar fi un bădăran, ar fi un, un insuportabil s-ar purta urât. Poate, Doamne ferește, ar și lovi cu palmă. Și ar face tot felul de lucru și orice încerci să faci nu-i mulțumit și nu-i bucuros. Și încerci să îl mulțumești, încerci să-l iubești ca la început și de fapt nu poți și realizezi că nu se poate. Și undeva de ziua dumitale să vină soțul acasă cu o floare. Să-ți dea o floare și să creadă că s-a rezolvat toată problema. Ați fi mulțumite? Eu zic că nu. Dar să luăm invers. Să vină soțul la casă de la lucru, să-l întâmpine soția cu o față acră, dar nu la noi, în mușuroi, cum se spunea în România, la alții. Să-l întâmpine cu o față acră, să-i aducă tot felul de învinovățiri. Să-i spună că tu nu ești bun de nimic, alții s-au realizat, trebuia să mă mări cu alții, trebuia, uite-l pe ăla, uite-l pe acela, are casa pusă la punct, copiii lui sunt mai bun, copiii lui sunt mai serioși, copiii lui sunt așa mai departe, nu trebuiau greșeala. la vieții mele a fost să mă mări cu tine, ești bun de nimic, ești un mototol și așa mai departe și așa mai departe. Dar la un moment dat de ziua dumneitale, drag soț, să vină soția să-ți facă un tort. Să-ți facă o mâncare bună, cea mai bună mâncare, că soția știe care e cea mai bună mâncare a soțului. Ați fi mulțumiți? Eu cred că nu. Eu cred că nu. Țineți tortul și țineți florile. Eu vreau altceva. Și Dumnezeu ne spune la fel. Țineți jertfa. Țineți florile. Țineți tortul. Eu vreau ceva și intenția lui Dumnezeu sub jertfă, înainte de jertfă, a fost altceva. ceva ne spune cuvântul lui Dumnezeu unul Samuel, aș vrea ca să citesc câteva versete unul Samuel, capitolul 3 cu versetul 14 un moment în care Dumnezeu spune clar nu vreau jertfe, cum doamne nu vrei jertfe dar doamne, tu ai instituit jertfa Adam a păcătuit Eva a păcătuit și Dumnezeu le-a făcut haine din piele ceea ce înseamnă că s a vărsat sângele unor animale sau unui animal ca să fie îmbrăcat omul și din punct de vedere fizic, dar și din punct de vedere spiritual. Soluție temporară la păcatul omului. Dumnezeu a instituit jertfa. Și ne vine și ne spune 1 Samuel capitolul 3 cu versetul 14. De aceea, jur casei lui Eli că niciodată fără de legea casei lui El nu va fi ispășită nici prin jertfe, nici prin daruri de mâncare. Doamne, dar eu am crezut că jertfa poate să aducă ispășire și Dumnezeu vine și spune, nu e adevărat. Asta am vrut, dar este ceva de desubt. Jur casei lui ele, pentru că m-au sfidat în fața poporului, pentru că s-au purtat în felul acesta, pentru că fiii lui se fac vinovați înaintea lui Dumnezeu, ca să ne socotez jertfa lui Dumnezeu? Pentru că bătrânul i-a mustrat și ține mai mult la copii decât să-i scoată din slujbă și să-i lasă pe drumuri. Ține mai mult să aibă un job, să aibă uh, uh, pâine la gură pentru familiile lor și m-a uitat pe mine și spune Dumnezeu, jur casei lui Eli că fere de legea lui nu va fi ispășită și nu vreau să văd jertfă. Psalmul 50, un psalm al lui David în momentele cele mai grele. Spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 8. Psalmul 51 este psalmul lui David, dar psalmul 50 înainte de aceasta spune versetul 8. Nu pentru jertfele tale te mustru, Israele. Israele, arderile tale de tot sunt necurmate înaintea ta, ele sunt bune. Ele sunt ok, cu alte cuvinte. Ele sunt la locul lor și tu mi-aduci jertfă de dimineață, jertfă de seară, arderi de tot, jertfe de mâncare, mi-aduci uleiul, mi-aduci floarea făinii. Israele nu pentru asta, ele sunt bine. Să le lăsăm deoparte. Nu voi la tauri din casa ta, țap din saule tale, sunt ale mele. Dacă mi-ar fi foame, nu ți-aș spune ție, eu nu mănânc carnea taurilor, eu nu beau sângele țapelor, spunea vesetul 13, dar ce vreau, adă ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri Israele. Nu vreau jertfe. Ele sunt bune, tu nu ești bun. Psalmul 51, versetul 16. Dacă ai fi voit jertfe, zice David, o, Doamne, ți-aș fi adus că bogat. Doamne, mi-ai dat atât de multe. Doamne, am cucerit în stânga și în dreapta și am luat oi, boi, am luat tot felul de animale și pot să aduc, Doamne, înaintea Ta. Dacă ai fi vrut jertfe ți-aș fi adus, dar ție, Doamne, ție nu-ți plac arderile de tot, Doamne. Ție nu-ți plac. Isaia, încă o istorie grea din viața poporului Israel, Isaia capitolul 1, versetul 11 și 13, ne spune cuvântul Dumnezeu. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de arderele de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. nu îmi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Veniți să vă înfățișați înaintea mea. Cine vă cere astfel de lucru ca să îmi spurcați curțile? Nu mai aduceți darul de mâncare nefolositoare. Mi-e scârbă de, de ele, mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi să adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Pleacă de aici cu florele și pleacă de aici cu tortul tău. Nu vreau să vă înfățișați înaintea mea cu jertfa, cu sângele. Pentru că intenția lui Dumnezeu era alta, era altceva. Ieremia, capitolul 6, versetul 20. Ce nevoie am eu de tămâia care vine din Seba, spune de data asta Ieremia. De trestea mirositoare dintr-o țară depărtată. ce îmi trebuie mie lucruri scumpe, lucruri rare, tămâie din Seba, treste mirositoare? Arderile voastre de tot nu-mi plac, și jertfele voastre nu-mi sunt plăcute. Se pare că Dumnezeu, înainte de jertfă, vrea altceva. Haideți să deschidem Sfânta Scriptură și să vedem împreună ce a vrut Dumnezeu și ce a intenționat Dumnezeu înainte de jertfă. Osea, capitolul 6, versetul 4. Ce să-ți fac, Efraime? Vorbește Dumnezeu cu poporul lui Israel. Ce să-ți fac, Iudo? Evlavia voastră este ca norul de dimineață. În termenii noștri însemna pocăința voastră este o pocăință de duminică. Pocăința voastră este o pocăință de joi seară, de marți seară. Ce să-ți fac, Efraime? Aș vrea să te ajut. Aș vrea să fiu cu tine. Aș vrea ca să mă îndur de tine. Aș vrea să te iau un palmă-mea. Aș vrea ca să te... te ajut ca să treci biruitor prin încercări. Dar pocăința ta e pocăință de duminică. Efraime, Iudo, ca de aceea îi voi biciui prin proroci, spune Dumnezeu, și îi voi ucide prin cuvinte. Prin cuvintele gurii mele și judecățile mele vor străluci ca lumină. Dar de ce? Căci bunătate voiesc, nu jertfă. Înainte ca Dumnezeu să dorească jertfă din gura din inima, din acțiunile poporului Israel sau din acțiunile noastre, Dumnezeu vine și ne spune prin Osia, vreau bunătate. Vreau bunătate, nu vreau jertfă. Vreau ca atitudinea soțului să fie o atitudine caldă, să fie o atitudine respectuoasă, să fie o atitudine iubitoare, nu o floare din când în când, nu un cuvânt de iartă din când în când după ce s-au vărsat toate sudalmele? Vreau ca atitudinea soției, spune Dumnezeu, să fie o, o atitudine caldă, iubitoare, ca la început, ca în ziua când s-au cunoscut, ca în ziua când și-au jurat credință unii altora, unul altuia. Ca în ziua aceea aș vrea ca să se iubească unii pe alții, nu cadourile, nu timpul acordat, nu iubirea de altfel care se arată vizibil, ci aș vrea să fie o, o iubire interioară. Vreau bunătate, spune Dumnezeu. Îți bune și jertfele oameni buni. Nu mai vreau, spunea Psalmul 50, nu vreau să văd toate lucrurile acelea. Aducă jertfă lui Dumnezeu mulțumiri. Stai înaintea lui Dumnezeu cu o atitudine de bunătate. Partea a doua, și cunoștință, de Dumnezeu, Osea 6 6. Vreau cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arder de tot, mai mult decât jertfa. Ne vrea Dumnezeu să cunoaștem atitudinea Lui, să-i cunoaștem gândurile, să-i cunoaștem Sfânta Scriptură înainte de a cânta pentru slava Lui, înainte de a recita pentru slava Lui, înainte de a face o jertfă bănească pentru slava Lui Dumnezeu. Ne vrea Dumnezeu cunoștință de El. Ne vrea Dumnezeu să-i știm inima încotrobate. Ne vrea Dumnezeu să știm ascunzișurile. Ne vrea Dumnezeu să simțim cum simte El. Doamne, ajută-ne! vrea Dumnezeu bunătate. În al treilea rând, proverbe, capitolul 21, ne spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Proverbe 21 cu versetul 3. A face dreptate și judecată. Așadar, a face dreptate. Am vorbit de bunătate, am vorbit de cunoștință de Dumnezeu, să cunoști inima lui Dumnezeu cum bate, a face dreptate în al treilea rând și judecată, judecată în sensul de analiză, este mai plăcut Domnului decât jertfele. Înțelegem astăzi că e ceva mai mult decât jertfa înaintea lui Dumnezeu a face dreptate și judecată. Dreptate împreună în raport cu cei din jur, dreptate în raport cu soțul, cu soția, cu copiii și a face analiză. O analiză dreaptă, o judecată dreaptă, îi mai plăcut lui Dumnezeu decât jertfa. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu de data aceasta în cartea Matei, versetul 12, vine Domnul Isus Hristos și are o discuție cu cei din vremea Lui, cu farisei, cărturare, cu versetul 7, dacă ați fi știut ce înseamnă milă voiesc, nu jertfa, bunătate, Cunoștință, dreptate, judecată, milă. Vine și ne completează uh, cartea lui Mica în capitolul 6 cu versetul 8. Ți s-a arătat, omule, ce vreau de, la Dumne vreau de la tine, ne spune Dumnezeu. Ți s-a arătat ce vrea Dumnezeu să iubești Mila, printre altele, să umpli smerit. Cu Dumnezeul tău, să iubești mila. Și apoi ajungem la textul care a fost citit și foarte pe scurt aș vrea ca să facem ca o introducere acestui subiect. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu, Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult arderele de tot și jertfele decât ascultarea. Iată Soluția jertfelor a fost făcută și instituită de Dumnezeu ca o soluție temporară care nu rezolva păcatul, nu ierta păcatul, doar îl ascundea până la vremea hotărâtă când avea să vină adevărata jertfă a lui Dumnezeu. Soluția lui Dumnezeu nu a fost doar ca să se verse sânge. Și vine în Noul Testament și completează Domnul Isus Hristos și spune Ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu ucizi. Dar eu vă spun, cine urăște pe fratele său, de acolo începe uciderea, crima, de acolo încep lucrurile rele din inimă. Ați auzit, dar eu vă spun, problema și în Vechiul Testament, aceeași inimă, aceleași gânduri erau înaintea lui Dumnezeu. Nu vreau sânge, nu numai Noul Testament, era același Dumnezeu locuind și vorbind și spunând și îndemnându-ne îndemnându, îndemnându și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Ați auzit, nu vreau doar jertfă, vreau să vă apropiați cu bunătate, vreau să vă apropiați cu cunoștință de Dumnezeu, cu dreptate, cu analiză, cu milă și cu ascultare. Ziua de astăzi ar vrea ca să ne uităm împreună de ce ascultarea face mai mult. Vedeți, să ne închipuim că suntem undeva 10 ani în urmă, când timpul erau altfel, se cumpărau casele undeva în jurul a 300 de mii, 400 de mii și ai luat, ai gândit ca să îți iei una mai mare sau una mai mică după caz și ai scos la vânzare. Și vin oferte multiple. Și vine unul și îți dă 300 de mii, altul îți dă 320, altul îți dă 350. Se gândește cineva se gândește un om normal să ia pe unul de 300, o ofertă de 300 de mii când poate să ia 350, eu cred că nu. Indiferent de scrisori care se mai dădeau, indiferent de încercări de a, de a, de a face să intre la inima Vânzătorului și așa mai departe, eu cred că orice om normal în 99% din cazuri, să zicem. Ori mai fi și alte situații. Dar, în 99% din cazuri, orice om normal ar fi luat cea mai mare ofertă. nu e așa? Se duce unul la magazin și vede același produs. Și la un magazin costă 100 de dolari și îi trebuie în casă. Un aparat casnic, să zicem. Și la alt magazin îl vede cu 70 de dolari și e același produs de la aceeași firmă, făcut în același loc și așa mai departe, și așa mai departe. Orice om normal s-ar duce să ia unul de 70 în loc să dea 100 de dolari pentru același lucru. nu e așa? Vine cuvântul Domnului și ne spune în 1 Samuel aici, ascultarea face mai mult. Ai două produse în față. Unul e mai scump pe care îl iei. Ascultarea face mai mult decât jertfa îi bună jertfa, o cerut-o Dumnezeu. Îl trimite Dumnezeu pe Samuel. du și vorbește cu Saul. Deschid la Deuturnom, capitolul 25. Spunea Moise în felul următor, la versetul 17. Aduți aminte ce s a făcut Amalek pe drum la ieșirea voastră din Egipt. Cum te-a întâlnit pe drum și fără nicio teamă de Dumnezeu s-a aruncat asupra din apoi, asupra tuturor ce se turau la coadă când erau, erai obosit și slăi de puteri. Când îți va da Domnul Dumnezeul tău odihnă după ce te va izbăvi de toți vrăjmașii tăi care te înconjoară, în țara pe care Domnul Dumnezeul tău ți-o dă ca moștenire și spre stăpânire, să ștergi pomenirea lui Amalek de sub ceruri. Să nu uiți lucrul acesta. Dumnezeu Vine și spune lui Moise, aduți aminte, aduți aminte ceea ce s-a întâmplat. Te-au întâlnit pe drum. Cine era Amalek? Amalek era un stră al lui Esau. Așadar erau neamuri, erau rude cu evreii. Evreii aveau să iasă dintr-o țară în care fusese robi 400 de ani. Dumnezeu i-a scos cu mână tare, cu braț întins. I-a trecut prin tot felul de încercări. La un moment a trecut prin mare, la un moment dat le dă mana, la un moment dat vine și îi face să guste din hrana lui Dumnezeu, le dă apă din stâncă și citesc în, în, Exodul capitolul 17, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că după biruință, după binecuvântare, după pocăință, după momentul în care Dumnezeu se apropie de om și îl scoate din păcat în termenii noștri, spune că versetul 17 cu 8 Amalek a venit să bată pe Israel la refidim. Când? Când o ieși din păcat, când o ieși din Egipt, când Dumnezeu i-a trecut prin mare, când Dumnezeu le-a dat mană, când Dumnezeu le-a dat apă, vine încercarea. Când ai ieșit din felul de șer de viețuire, când ai ieșit din păcatul lumii acesteia, când ți-ai dat seama că fără de legea inimii tale nu poate fi acoperită cu nici o intenție bună, ci numai cu cuvântul și cu sângele lui Dumnezeu, când Dumnezeu te-a făcut să guști din plinătatea harului, vine încercarea. Niciodată diavolul nu va face armistițiu, apropo de ce spunea fratele Daniel. Niciodată diavolul nu va înceta. va bate, va lovi pe toate părțile. Și aici vine Amalek să bată pe Israel la refidim. Atunci Moise a zis lui Iosua, alege niște bărbați, ieși la luptă împotriva lui Amalek, eu voi sta mâine pe vârful dealului cu tăiagul lui Dumnezeu în mână și așa mai departe, și așa mai departe. Domnul a dat o biruință prin Aron, prin Hur, prin Moise, prin Iosa și prin bărbații tineri care au luptat pentru ei. Ce s-a întâmplat înainte de lupta aceasta? Ne spunea în carte de autoronom că Amalek s-a dus, i-a întâlnit și fără nicio teamă de Dumnezeu s-a aruncat asupra celor de în spatele, care era, din spatele cortegiului care erau obosiți, se tărau la coadă și I-a luat prinși de război, i-a nimicit, i-a omorât și așa mai departe. Amalek trebuia omorât. Veni cuvântul lui Dumnezeu în Antia Samuel și spune lui Saul. Dute, capitolul 15. Pe mine m-a uns Domnul să te ung împărat pentru peste poporul lui, peste Israel. Ascultă, dar, ce zice Domnul. Așa vorbește Domnul oștilor. Mi-aduc aminte. Spusese Dumnezeu în Deuteronom și în Exod, să nu uiți, să nu uiți lucrul acesta, că mă voi răzbuna cu Amalek. Și spune Dumnezeu acum, mi-aduc aminte de ceea ce a făcut Amalek lui Israel și când i-a stupat drumul la ieșirea lui din Egipt, du-te acum, bate pe Amalek Nimiciște cu desăvârșire tot ce ai lui Să nu-i cruți, să urmori bărbați, femei, copii, prunci, cămile, măgari, boi, oi Totul, totul, tot vreau să-i șterg de pe fața pământului S-a zis cu Amalek Și Saul s-a gândit el că e mai bine să nu asculte Saul s-a gândit el că e mai bine să facă altfel Saul s-a gândit el că ar putea să nu asculte întru totul și vine Cuvântul lui Dumnezeu și îi spune: Neascultarea e tot atât de vinovată ca ghicirea. Și împotrivirea nu e mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafimie. Pentru noi, creștinii din ziua de astăzi, ne îngrozim când auzim de lucruri oculte, sau cel puțin ar trebui să ne îngrozim. Nici măcar în glumă să nu citească cineva horoscopul. Nici măcar în glumă să nu se discute între oameni. Când ești, care e zodia ta, când te-ai născut, ce spun runele astăzi, ce spun, știu eu, alte astre sau cum se aliniază planetele pentru tine, ai noroc, n-ai noroc în a face succes și așa mai departe. Nici măcar în glumă. Ne îngrozim când un copil al lui Dumnezeu deschide ușa sufletului spre lucrurile acestea. Pentru că sunt lucruri alunecoase, periculoase și păcătoase înaintea lui Dumnezeu. Și îl spunem noi, Afară cu ocultismul, nu vrem să avem de-a face. Dumnezeu este Dumnezeul nostru și bine facem. V-ați gândit vreodată că neascultarea este pe aceeași balanță cu ocultismul? V-ați gândit vreodată, m-am gândit, ne-am gândit vreodată că neascultarea de Dumnezeu, la fel de vinovată ca închinarea la idol, ca închinarea la vrăjitori, ca uh, consultarea vrăjitorilor, pardon? Ne-am gândit vreodată că neascultarea de Dumnezeu, Saul, du-te și fă lucrul acesta, m-am dus și am făcut. 99% spun eu. Saul a împlinit cuvântul lui Dumnezeu. 99%. I-a rămas ceva. I-a rămas un lucru mic. Și lui Saul i-a dus moartea. Dragii mei, în toate lucrurile acestea, Dumnezeu ne cere, înainte de jertfă, raportat la timpul nostru. Ne spune Scriptura să nu dați uitării binefacerea și dărnicia evrei, capitolul uh, 13, cred că cășul lui Dumnezeu, Jertfe ca acestea îi plac. Astea sunt jertfele cu care putem noi să venim înaintea lui Dumnezeu. Roman capitolul 12 vine și ne spune că putem să aducem ca jertfă lui Dumnezeu trupul nostru. Vândem dar Fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie sfântă plăcută lui Dumnezeu. Asta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Ce este jertfa în termenii noștri? Ceva ce dau, ceva care mă costă, ceva care aș putea să țin eu pentru mine, dar aleg să dau pentru Dumnezeu. Aia este o jertfă. Aleg să dau închinare înaintea lui Dumnezeu, aleg să dau din timpul meu aleg să dau din, din timpul când aș putea să mă odihnesc, să stau și să discut, să vorbesc cu cineva să-i aduc o lumină aleg să stau cu copilul meu când aș putea să fac altceva și aceasta Dumnezeu o poate nota ca o jertfă aleg să vin la adunare când aș putea să fac altceva și am posibilitatea să vin și aceasta Dumnezeu o socotește ca o jertfă dar înțelegem astăzi că sub jertfă, înainte de jertfă, Dumnezeu ne cere altceva. Dincolo de a veni la adunare, Dumnezeu ne cere mil, bunătate, dreptate, credincioșie, cunoștință de Dumnezeu. Asta încerca Dumnezeu. Psalmul 4, cu versetul 5 ne spune, aduceți jertfe neprihănite. În contextul acela, jertfa neprihănită era o jertfă animală fără cusur. Era cel din tâi lucru pe care îl aduceai înaintea lui Dumnezeu, renunțai la tine și aduceai floarea făinii sau aduceai un animal fără decusuri. Jertfă neprihănită. În contextul acesta, o jertfă neprihănită este o inimă într totul predată lui Dumnezeu. O inimă fără gânduri ascunse, fără gânduri de înălțare, fără gânduri să mă iubească și pe mine cum l-a iubit pe Barnaba, fiul mângâierei, și a venit Anania să aducă și el cadoul lui la biserică și așa mai departe, gânduri ascunse. Ascultarea face mai mult decât jertfele. Foarte pe scurt, ar vrea ca să prezint de ce ascultarea, urmând ca dacă Dumnezeu ne va ajuta altă dată să înțelegem de ce face ascultarea mai mult. De ce e mai scumpă ascultarea decât ceea ce pot aduce înaintea lui Dumnezeu. În primul și în primul rând, de ce ascultare? Ascultarea, doar le enumăr, ascultarea este un, prilegiu, un privilegiu care aduce binecuvântare. În primul și în primul rând aduce prezența Domnului, unul regi, capitolul 11 cu vesetul 38, vorbește acolo Dumnezeu prin gura prorocului cu împăratul acela care a fost desemnat de Dumnezeu să ia împărăția din mâna lui Roboam și să conducă mai departe și îi spune Dumnezeu, dacă vei asculta, îți dau 10 seminții, eroboame, dacă mă vei asculta, voi fi cu tine. Ascultarea aduce prezența Domnului, ascultarea aduce prietenia Domnului, voi sunteți prietenii mei. Ioan 15 cu versetul 12, dacă faceți ce vă poruncesc eu, dacă mă ascultați. Și ascultarea îl aduce pe Duhul lui Dumnezeu. Repet, una este să ai prezența lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu lângă tine. Una este că și împărații au bodyguards și regii, dar nu toți bodyguards sunt prietenii lor. Mai aproape decât să ai o, o, pe cineva care să te păzească, pe cineva aproape, este să-ți fie prieten. Și mai aproape este să fie în tine, Duhul Sfânt este în noi. Doamne, ajută-ne să ascultăm. Repet, ascultarea face mai mult Ascultarea este mai scumpă, ascultarea este mai de dorit și ascultarea 100% de Cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să nu te dezamăgim. Amin.